Din nou tuturor! Astăzi vreau să vă invit să lucrați alături de mine, drăguțenia aceasta. Veți vedea că pe parcurs eu m-am răzgândit puțin în procesul de creație, că așa se întâmplă, însă mi s-a părut foarte, foarte drăguț și modelul așa, doar ea inițial. Veți vedea că o să vă explic la măsurător și la cum am împărțit, vă explic că partea aceasta trebuia să fie cât partea aceasta, da? Eu m-am oprit aici pentru că mi s-a părut foarte, foarte drăguță. Dumneavoastră puteți să alegeți, însă aveți grijă că, ca să vă iasă partea de fustiță dublă cât partea de sus, trebuie să lucrați mai mulți centimetri aici, da? A mea va rămâne pentru o păpușică, am zis și spre final, însă îmi place foarte, foarte tare modelul și cum arată ea. Vă doresc vizionare plăcută, veți vedea exact cum am început, deci toți pașii o să-i vedeți în tutorial, explicați detaliat. Și vă doresc vizionare plăcută și spor la treabă. Nu ezitați să-mi lăsați în comentarii întrebări. Spor. Pentru această drăguțenie eu voi folosi firul Alize Cotton Gold în cod de culoare 55, da? Este albul clasic. Mai puteți folosi yarn art jeans, da? Este aceeași compoziție ca și Alize Cotton Gold sau Alize Cotton Baby Soft. Este firul meu preferat acesta, da? Este tot cod 55 acesta alb. La jeans nu am albul, este un bej al meu, dacă vă ajută cu ceva, e culoarea 03. Așa. Sau Alize Bella, da? Care este 100% bumbac. Toate firele le găsiți la doamna Nistor Gabriela. Dacă vreți pentru aceleași măsuri, acestea sunt variantele pe care vi le propun eu. Da? Rochița mea va avea 0,3 luni și vom începe să facem exact ca la... am mai făcut eu un cardigan micuț galben, honeycomb. Și, tot croșetat și am mai făcut și cardigan tricotat, cardiganul Gabriela. Este aceeași metodă de lucru, același stil de lucru. Mie îmi place foarte tare cum se așează, și e foarte, foarte simplu de calculat, da? Pentru început, eu o să pregătesc puțin caietul și un pix. M-a explicat calculul, dar îl reiau aici rapid, da? Deci eu am nevoie pentru spate la 0,3 luni, am nevoie pentru spate de 17 ochiuri. Ca să aflăm câte ochiuri avem nevoie la mânecuțe, scădem din partea de la spate 17, scădem 3 ochiuri, da? Și ce ne rămâne împărțim la 2. Și avem 17 minus 3 este 14, împărțit la 2 este 7. Deci avem 17 la spate, câte 7 ochiuri la mânecuțe. Pentru fețe nu avem nevoie, pentru că e modelul acela de guler șal, da? Și avem nevoie încă câte un ochi pentru părțile de la raglan pe care le vom crește, da? Deci avem în total 35 de ochiuri. 17 cu 14 cu 4, da. Deci eu am nevoie pentru început de 35 de ochiuri. Ca să pot eu să ajung la aceste 35 de ochiuri de la raglan, o să țin asta aproape. Trebuie întâi să fac partea aceea de guler șal, da? Eu am o croșetă de 2,75 aici. Acum depinde dumneavoastră cât de strâns sau cât de larg lucrați.
Eu nu lucrez foarte strâns, puteți să folosiți croșetă de 3 sau chiar de 3,5 mm, da? Modelul pe care lucrăm se numește mesh stitch. Și eu la această rochiță voi face marginea aceea de la șal foarte îngustă. Deci avem nevoie de un număr par de ochiuri. Dumneavoastră, dacă lucrați pentru o măsură mai mare, puneți mai multe ochiuri, un număr par la început, da? Deci, voi monta 4 ochiuri, 2, 3, 4 și vom face 35 de rânduri exact în felul următor. În al doilea ochi de la croșetă facem un picioruș scurt, un ochi de lanț, sărim un ochi și un picioruș scurt. Asta este toată repetiția. Întotdeauna la acest model veți vedea că vă arăt și pe parcurs, da? Avem la capăt un picioruș scurt, da? Facem un ochi de lanț și ne întoarcem. Vom face un picioruș scurt în piciorușul scurt de la rândul anterior. Da? Acum suntem la rândul 2. Un ochi de lanț și un picioruș scurt în piciorușul scurt de la rândul anterior. Asta este tot ce facem, da? Este ca o plasă, doar că e lucrat cu piciorușe scurte, da? Ochi de lanț și ne întoarcem. Piciorul scurt în piciorușul scurt de la rândul anterior. Suntem la rândul 3 deja, da? Ochi de lanț și piciorul scurt în piciorușul scurt de la rândul anterior. Da? Lucrăm așa până când avem cele 35 de rânduri, pentru că noi avem nevoie de 35 de ochiuri la primul rând. După ce am toate cele 35 de rânduri, da, vedeți, e destul de mititel la mine. Fiind și de 0-3 luni, va fi cam așa arată, foarte mic. Eu voi face primul rând, fără să țin cont de măsuri, de nimic, da, de așa, doar să am 35 de ochiuri, fără să țin cont de tabel, da? Voi începe prin a face un picioruș scurt. Trebuia să fac ochi de lanț întâi, da? Întotdeauna ochi de lanț și ne întoarcem, da? Lucrez în lateral acum, de acum începe modelul practic, da? Ochi de lanț și începem un picioruș scurt, se numără primul ochi, ochi de lanț, al doilea, da? Sărim un ochi de jos, în următorul facem un picioruș scurt, da? Ochi de lanț, am 4 ochiuri, da? Se numără și ochiul de lanț și piciorușul scurt. Eu trebuie să am până la capăt 35 de ochiuri, da? Deci, am ochi de lanț, al patrulea, practic, picioruș scurt, ochi de lanț, picioruș scurt, ochi de lanț am până acum, da? Am 4. Sar acesta de jos, în următorul fac un picioruș scurt, 5, ochi de lanț, 6, da? Așa numărăm. 7, 8, da? 9, 10. Voi ajunge până la capăt, deci trebuie să am 35, ultimul este un picioruș scurt și mă întorc. 33, 34, ochiul de lanț, iar ultimul picioruș va fi piciorușul 35. De acum înainte vom lucra și aceste două margini, unde mai am încă practic 4 ochiuri, da? De la rândul 2, practic. Marginea aceasta și marginea de aici, cu care vom continua toată rochița noastră până jos. Asta înseamnă că se mai adaugă încă 3 ochiuri și cu ochiul de lanț dinainte 4 ochiuri, da? Deci mai fac un ochi de lanț și piciorul scurt în piciorușul scurt de la rândul anterior. Așa, ochi de lanț și piciorul scurt în piciorușul scurt de la rândul anterior. Da? Acum, ca să mă întorc pentru rândul 2, unde voi număra ochiurile pe care le-am stabilit la început pentru fiecare parte,
fac un ochi de lanț și continui cu modelul, da? Deci am un picioruș scurt în primul picioruș scurt, un ochi de lanț și un picioruș scurt în piciorușul scurt de la rândul anterior. Și am terminat cu partea de margine. De acum eu încep să lucrez după măsurile de numărul de ochiuri pe care l-am stabilit anterior, da? Și voi avea așa. În primul ochi se numără și ochiul de lanț, da? Deci am 1 în ochiul de lanț, în ochiul următor voi face o înmulțire, înmulțire. Înmulțirea va fi la fel peste tot, da? În piciorușul scurt eu fac un picioruș scurt, un ochi de lanț și un picioruș scurt, da? Am înmulțirea de la prima parte de raglan. Apoi am ochiurile pentru mânecuță, ochi de lanț, am 1, da? La mânecuță voi avea 7 ochiuri. Un 1, ochi de lanț, picioruș scurt, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ochiuri am, da? Pentru mânecuță. Acum, trebuie să fac înmulțirea de la spatele raglanului. În următorul picioruș scurt, de la rândul anterior, vom face picioruș scurt, ochi de lanț, picioruș scurt, da? Și am înmulțirea, toate în piciorușul scurt de la rândul anterior. Acum, pentru spate avem 17 ochiuri, da? Am ochiul de lanț 1, în piciorușul scurt 2, ochi de lanț 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ultimul piciorul scurt, 17 este ochiul de lanț, da? Deci întotdeauna facem ochi de lanț deasupra ochiului de lanț de la rândul anterior, piciorul scurt în piciorul scurt de la rândul anterior. Așa sunt toate rândurile, da? Apoi facem a doua mulțire. Deci avem în piciorușul scurt de la rândul anterior, facem un piciorul scurt, un ochi de lanț și un piciorul scurt în același ochi. Apoi numărăm pentru mânecuță. 1, piciorul scurt, 2, ochi de lanț, 3, piciorul scurt, 4, ochi de lanț, 5, piciorul scurt, 6, ochi de lanț, 7, da? Și apoi avem înmulțirea de la capăt, deci avem 7 ochiuri, ca la cealaltă mânecuță, practic mergem în oglindă, da? Înmulțirea de la capăt, picioruș scurt, ochi de lanț, picioruș scurt în același. O să mai trag un pic de fir. Iar apoi aici la, pentru capăt știu că am două piciorușe scurte, da? Fac un ochi de lanț, piciorul scurt în piciorușul scurt de la rândul anterior, ochi de lanț și termin cu un picioruș scurt, da? Acum, pentru rândul 3, pentru rândul 3, da, ținem cont de, facem un ochi de lanț, ne întoarcem, un picioruș scurt în primul ochi, ochi de lanț, picioruș scurt în următorul ochi, ochi de lanț și aici avem nevoie de înmulțire și aici și aici, da? Ca să putem să facem linia de la raglan. Aici vom face înmulțire exact în următorul picioruș scurt care ne iese în cale, da? Înmulțirea fiind
Deci eu am două, cele două piciorușe scurte de pe toată marginea, da? Apoi ochiul de lanț și apoi piciorușe scurte de acum, nu mai număr decât piciorușele scurte, da? În primul picioruș scurt pe care îl am, fac o înmulțire. Picioruș scurt, ochi de lanț și picioruș scurt în același picioruș scurt. Apoi continui. Făcând, eu vreau să fac la toată mânecuța înmulțiri, da? Dar, pentru că mie trebuie să-mi crească aici la raglan, trebuie să-mi crească și într-o parte și în cealaltă, da? Voi mai face încă un model, da? Încă o înmulțire și în următorul picioruș scurt. Picioruș scurt, ochi de lanț, picioruș scurt, da? Acum, mânecuțele eu vreau să le fac volănașe. Asta însemnând că voi face câte o înmulțire în fiecare picioruș scurt de la mânecuțe, da? Atât cât am mânecuța aici, eu voi face câte o înmulțire în fiecare, da? Deci am ochi de lanț, în următorul picioruș scurt, picioruș scurt, ochi de lanț, picioruș scurt. Ochi de lanț. Întotdeauna între ele trebuie să avem un ochi de lanț, da? Apoi din nou o mulțire până când ajung la partea de spate, da? Piciorul scurt, ochi de lanț, piciorul scurt, toată partea de mânecuță. Piciorul scurt, ochi de lanț, piciorul scurt, ochi de lanț. Acum, eu aici văd că am raglanul de la partea din spate, da? Asta este ultima înmulțire, practic. Piciorul scurt, ochi de lanț, piciorul scurt, ochi de lanț. Și apoi merg toată partea din spate, doar cu modelul. Un piciorul scurt în piciorușul scurt de la rândul anterior, un ochi de lanț. Un piciorul scurt în piciorușul scurt de la rândul anterior, un ochi de lanț, da? Cred că am amețit de cap bobina asta. Vedeți ce s-a întâmplat cu ea? Mă stresează puțin. Am uitat să fac, am făcut, da? Ochi de lanț, piciorul scurt, ochi de lanț, piciorul scurt, până când ajung la ultima înmulțire de la spate, da? La prima, practic, înmulțire de la cealaltă mânecuță, da? Vedem că am ajuns la înmulțire. Aici a fost înmulțire și voi face înmulțiri până la capătul rândului, dacă ați fost atente, că așa am făcut și la partea cealaltă de mânecuță. Dacă vă este mai ușor, numărați-le ca să vă iasă perfect, da? Deci, piciorul scurt, ochi de lanț, piciorul scurt în același. O să rămân doar cu ultimele două piciorușe scurte de la partea de margine, da? Marginea rămâne întotdeauna la fel. Așa. Mulțire. Lucrez înmulțiri până când ajung la ultimele două piciorușe scurte, da? Aici am. Nu, credeam că se vede mai bine pe alb, dar nu mă ajută foarte mult, da? Și acum se vede clar că am ajuns la partea de margine, unde am un picioruș scurt, un ochi de lanț și un picioruș scurt lucrate normal. De acum înainte vom avea, o să încerc să mai descâlcesc puțin din fir și revin. Am reușit să mai descâlcesc puțin din fir, deci trebuie să numărați. Eu am 7 mulțiri aici, 7 mulțiri aici, da? Dacă vă ajută cu ceva asta, dumneavoastră să aveți exact la mânecuțe aceleași număr de mulțiri și la raglan, da? Acum, pentru rândul următor,
Vom mai face încă o tură de mulțiri și o să lucrez tot rândul la fel cu dumneavoastră, apoi o să vă las să vă arăt doar unde se fac înmulțirile, da? Avem cele două ochiuri de margine, deci piciorul scurt, ochi de lanț, piciorul scurt, ochi de lanț. Apoi, în primul piciorul scurt, eu am o înmulțire, da? Întotdeauna aici voi avea o înmulțire. Piciorul scurt, ochi de lanț, piciorul scurt, aici în capăt, ochi de lanț. Voi avea în următorul doar un picioruș scurt, apoi un ochi de lanț, apoi am înmulțirea de la mânecuță, da? Raglanul, al doilea, a doua parte de raglan. Deci piciorul scurt, ochi de lanț, piciorul scurt. În același ochi, da? Și din nou un ochi de lanț. Întotdeauna să nu uităm între ele. Acum, dumneavoastră, cum considerați? Dacă doriți să faceți mânecuța mai creață de atât, o puteți face, bineînțeles, făcând din nou un rând de înmulțiri. Eu o să o fac mai creață, să fie cea mai creață din lume, da? Dacă nu, lucrați modelul normal, dacă nu doriți mai creață. Deci piciorul scurt, ochi de lanț, piciorul scurt, la rândul anterior. Eu acum voi face la fel până la capăt, aici la ultima înmulțire, înmulțiri, da? Deci asta voi face în fiecare piciorul scurt de la rândul anterior, mai fac câte o înmulțire, da? Adică piciorul scurt, ochi de lanț, piciorul scurt în același ochi de lanț. O să le fac repede așa. De la rândul următor nu voi mai înmulți la mânecuță, voi avea mulțiri doar la partea de raglan, în cele patru locuri, da? Este un model foarte, foarte simplu acesta, mesh stitch. O să vă las aici. O să vă las în descrierea videoclipului, puteți să citiți acolo frumos și modelul ca să-l înțelegeți dacă nu l-ați înțeles încă. Așa. După acest rând cu înmulțiri, unde nu se vede foarte, foarte bine, dar v-am zis că sunt înmulțiri în fiecare. Deci vedem, aici avem ultima înmulțire. Ochi de lanț, piciorul scurt, piciorul scurt, ochi de lanț, în ultimul facem o înmulțire, da? Ochi de lanț, piciorul scurt, da? Se vede deja că mânecuța mea va fi foarte, foarte creață. Eu pentru 0-3 luni voi avea nevoie partea aceasta de la raglan de 9 cm, dar eu v-am lăsat, v-am arătat tabelul, aveți un video, o să-l las și pe el în partea de jos pentru toate dimensiunile, ca să puteți să vă folosiți de el, da? Acum, partea din spate, lucrez doar modelul până când ajung la următoarea înmulțire și încep iar să înmulțesc, da? Piciorul scurt, ochi de lanț, atâta doar că să numărați, aveți același număr de înmulțiri și la o mânecuță și la cealaltă, da? Să fie simetrice, da? De aici eu încep înmulțirile, da? O să le fac repede și mă întorc. Nu are rost să lucrez aici fără să număr, fără nimic. Dar vedeți ce creți o să-mi iasă. Eu am avut 13 mulțiri la prima mânecuță, deci 13 trebuie să am și la a doua mânecuță. Ochi de lanț. În următorul piciorul scurt am un piciorul scurt, normal, un ochi de lanț, iar în ultimul, pentru că mai am doar două piciorușe scurte aici care sunt de la margine,
voi avea o înmulțire, înmulțire de la raglan, ultima, da? Picioruș scurt în următorul picioruș scurt, ochi de lanț, picioruș scurt în ultimul ochi de la capăt, ochi de lanț și mă întorc cu rândul următor, în care de la acest rând avem marginea, 6 înmulțiri de raglan, da? Deci avem prima aici, ca să ne vină partea din față. Noi vom lucra până când ne va ajunge partea din față, așa, da? Până când ajungem partea peste parte aici. Eu la 0,3 luni am nevoie de 9 cm la raglan. Da, eu v-am lăsat, o să vă las video, da? Așa, deci avem cele două ochiuri de margine, ochi de lanț, piciorul, deci ochiul de lanț ne-am întors, piciorul scurt, ochi de lanț, piciorul scurt, ochi de lanț. Apoi, în primul ochi, piciorul scurt, în primul piciorul scurt următor, vom face o înmulțire, da? Prima înmulțire. Piciorul scurt, ochi de lanț, piciorul scurt în același, întotdeauna vom avea înmulțire aici. Apoi, vedem că avem ochiurile fără înmulțire, da? Deci vom avea două piciorușe scurte fără înmulțire de acum. 1. 2 piciorușe scurte, da, fără înmulțire. La rândul anterior am avut un picioruș scurt fără înmulțire, acum vom avea 2 și tot așa creștem, da? Apoi înmulțirea de la mânecuță în următorul ochi. Piciorul scurt, ochi de lanț, piciorul scurt. Da? Acesta este al doilea, a doua parte de la raglan. Apoi toată mânecuța o vom lucra până la ultima mulțire cu modelul de piciorul scurt, ochi de lanț, piciorul scurt, ochi de lanț, piciorul scurt în piciorușul scurt anterior, ochi de lanț. Și acum ar fi bine să le numărați, pentru că veți avea la fiecare rând se mai adaugă câte două, însă trebuie să aveți la ambele mâneci același număr de piciorușe scurte, da? Eu o să număr doar piciorușele scurte acum, da? Deci avem 1, ne uităm cu atenție la rândul anterior, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o să le număr și mă întorc când le-am. Eu am 25 de ochiuri acum, da? 25 de piciorușe scurte, iar în ultimul, deci vedem că aici a fost înmulțire, în ultimul vom face din nou înmulțire pentru partea de raglan din spate, da? Deci înmulțirea este piciorul scurt, ochi de lanț, piciorul scurt în același ochi. Apoi merg cu ochi de lanț, piciorul scurt în piciorușul scurt anterior, tot spatele. Aici vom înmulți, da, pe fiecare rând. Nu contează față verso. Iar ochițica mea, pentru că e deschisă până jos, nu e absolut necesar să o facem deschisă până jos, va avea toate rândurile cu dus întors, da? Acum să vă arăt și la partea din spate. Ne uităm, aici avem prima înmulțire, da? Facem și noi o înmulțire. Apoi ochi de lanț și numărăm 25 de piciorușe scurte în piciorușele scurte de la rândul anterior. Da? Și mă întorc după ce le-am pe toate 25. Toate 25. De acum vă va fi mult mai ușor pentru că avem doar înmulțirea și în rest mergem drept. Da? Nu mai avem mulțirile acestea, cele 6 mulțiri de la raglan și în rest mergem drept, da? Atât. Și marginea. Am cele 25 de ochiuri, da? Fac o înmulțire
piciorul scurt, ochi de lanț, piciorul scurt, ochi de lanț, în același ochi. Apoi avem ca partea cealaltă, aveam două piciorușe scurte aici, da, cu ochi de lanț între ele. Piciorul scurt, ochi de lanț, piciorul scurt în piciorușul scurt de la rândul anterior, ochi de lanț. Apoi din nou o mulțire, piciorul scurt, ochi de lanț, piciorul scurt, ochi de lanț și ultimele două piciorușe scurte, da, cu ochi de lanț între ele. Modelul este foarte, foarte simplu dacă țineți cont că piciorușele scurte sunt exact în piciorușele scurte de la rândul anterior, iar ochiul de lanț deasupra lor, da? Întotdeauna terminăm cu un ochi de lanț și ne întoarcem. Ca să vedeți cum arată modelul, partea de model întreagă lucrată, e așa, puteți să lucrați orice model doriți, practic, după ce înțelegeți mecanismul, cum se crește, da? Eu de acum voi lucra făcând înmulțirile aici, da? O înmulțire aici după bată, o înmulțire după, aici vom avea 3 ochiuri la acest rând, da? Apoi 4, apoi 5, da? Să vă arăt puțin doar începutul, ca să înțelegeți cum merge. Deci, piciorul scurt, ochi de lanț, piciorul scurt, sunt primele două, da? Care sunt din bată, merg întotdeauna la început și la sfârșit. Apoi, după bată, vine înmulțirea. Ca să vă fie foarte, foarte simplu, puteți să vă uitați și la cardiganul Gabriela, care e tricotat, și la cardiganul mic croșetat cu honeycomb. Da? Deci, cele două piciorușe scurte care sunt din margine, apoi înmulțire, apoi ne uităm la piciorușul scurt următor, 1, 2, 3 și apoi urmează înmulțirea, da? Dinainte de mânecuță, 1, 2 în același, apoi mergem cu piciorul scurt în piciorușul scurt de la rândul anterior, asta e tot ce facem, da? Nu mai trebuie să adăugăm nimic. Ne uităm cu atenție, eu mă gândeam că fiind alb firul se va vedea mult mai bine, dar m-am înșelat, se pare. Deci, merg toată mânecuța până când ajung la înmulțire. Unde văd înmulțirea, mai fac și eu o înmulțire, da? Mergem toată mânecuța cu piciorul scurt în piciorușul scurt de la rândul anterior. Dacă vă uitați cu atenție, e și puțin înnorat afară, nu vă va fi foarte, foarte greu. La acest model aveți grijă doar să mulțiți pe fiecare rând. Și fiind un model cu două fețe pe ambele părți, nu are foarte mare importanță care e fața, care e spatele, da? Eu voi continua așa să lucrez până când am cei 9 cm de la raglan. Și sper să mi se fi înmulțit în față destul, astfel încât să ajungă bata parte peste parte. O să vă arăt imediat ce vreau să zic. Oricum o să lucrez până când ajung să fie bata parte peste parte, pentru că acela e cel mai important lucru la rochița noastră, da? Ca să se așeze cum trebuie. Deci ne uităm aici, în ultimul ochi, acesta era o înmulțire, da? Aici era înmulțire, deci voi face și eu tot înmulțire din nou. Ochii de lanț și apoi merg tot spatele cu model fără înmulțire, da? Aveți grijă locurile unde sunt înmulțirile doar, da? Vedeți ce creți este. Deci eu o să lucrez până când ajung
cam așa arată până acum, zicem că e foarte mic, da, pare de jucărie, așa. Până când ajung ca partea din părțile acestea din față să mi se suprapună, pentru că apoi voi începe să fac găicile pentru nasturi și acolo vreau să vă mai explic puțin. Cam așa arată rochițica mea până acum. Eu deja am ajuns în stadiul în care părțile din față, da, acestea două unde am crescut, sunt jumătatea părților din spate, da, plus bata. Eu de acum nu mai trebuie să mai cresc aici. Acum, a mea este foarte, foarte micuță, da, dumneavoastră depinde ce măsură faceți. A mea este chiar 0,3 luni, mai mult înspre 0 luni, da? Am pregătit niște năsturei tare, tare drăguți, inimioară, pentru că de aici încolo vom începe să punem năsturei, vor veni năsturei până jos de tot, până la capătul rochiței. Fiind așa de mică, m-am gândit să-i pun năsturei de sus până jos, astfel încât să fie foarte, foarte ușor de îmbrăcat o bebelușă mică cu această rochițică. Dumneavoastră, dacă folosiți tabelele veți, și explicațiile mele, veți putea să faceți orice măsură doriți și să vă adaptați modelul. Da? Deci eu de acum voi face, am ochiul de lanț când mă întorc, întorc rândul, da? Voi face cele două, întotdeauna le am pentru margine, da? Două piciorușe scurte cu ochi de lanț între ele pentru margine, iar eu în mod normal aici mai creșteam, da? Nu voi mai crește de data aceasta, ci voi lucra câte un picioruș scurt în următoarele până când ajung la înmulțire, da? Eu acum am 1, aveam 5 la rândul anterior, 2, 3, 4, 5, 6, da? 7 chiar. 7 am pentru că aveam plus înmulțirea aceea de 2, da? 7. Apoi fac o înmulțire aici. Apoi lucrez toată mânecuța și trebuie să avem grijă. Toată mânecuța o lucrăm cu piciorul scurt, cu ochi de lanț între ele, da? Piciorul scurt în piciorușul scurt de la rândul anterior. Ne uităm, se vede mult mai bine acum că nu mai avem așa multe mulțiri. Iar acum trebuie să lărgim puțin și partea din spate. Și cum vom face asta? O să ne uităm. Imediat vă arăt. Vom face înmulțirile nu în ultimul ochi, ci în primul ochi de la înmulțirea anterioară. Doar să ajung eu la înmulțirea de după mânecuță și vă arăt. O să lucrez eu repede, mă apropii de capătul mânecuței, da? Și se vede de acum foarte clar că aici a fost o înmulțire, da? Când aveți lucrul în mână o să vedeți mult mai bine. Uitați, dacă pun așa se vede bine aici, se vede că a fost înmulțire, da? Înmulțirea înseamnă două piciorușe scurte cu ochi de lanț între ele, da? Deci aici e ultimul ochi simplu, aici e ochi simplu. Eu am înmulțirea aici. De acum încolo vom face înmulțirile, le făceam până acum în al doilea ochi din cele două înmulțite. De acum încolo le vom face în primul ochi, pentru spate, da? Doar pentru spate. Deci am făcut o înmulțire și apoi merg în continuare tot spatele. Cu piciorul scurt, ochi de lanț. Eu aici la spate aveam 10 ochiuri. Cred că acum voi avea 12, nu le-am mai numărat. Dacă în partea stângă, da? Deci suntem la spate acum, pentru partea aceasta, la înmulțirea de la raglan. Am făcut în primul din cele două ochiuri, aici, pentru a lărgi, la fel, voi face în al doilea ochi, da? Pentru că eu trebuie să folosesc pentru spate și primul din cele două ochiuri de la înmulțire, da?
Deci este simetric. Voi merge așa cu înmulțirile acum, da? Ca să vă, să fie foarte, foarte clar, o să vă arăt acum. Deci eu lucrez acum spatele, da? Aici am avut înmulțirea de la rândul anterior, aici am făcut-o în primul din cele două ochiuri de la rândul anterior de înmulțire. Acum o voi face în al doilea ca să fie simetric, da? Mai adaug un ochi în plus pentru spate, înseamnă asta, da? Deci avem înmulțirea. Se vede, aici este piciorul scurt, aici este piciorul scurt simplu și aici este o înmulțire, da? Primul ochi îl lucrăm normal, iar al doilea ochi de la înmulțire facem o înmulțire. Continuăm să creștem. Acum eu am făcut o mică probă. Culmea e că năsturei mei, dacă mă chinui puțin, încă prin model. Însă voi face găurile o idee mai mari, da? Ca să fie foarte ușor de îmbrăcat. Fac imediat și ochiurile de la mânecuță și revin să vă arăt unde facem înmulțirea partea cealaltă. După ce am lucrat din nou toate ochiurile de la mânecuța noastră, vedem că am ajuns la înmulțire, da? Acum, ca să fie foarte, foarte logic unde vine făcută înmulțirea de fiecare dată, pentru dumneavoastră să fie logic, dacă eu m-am prins. Așa. La prima mânecuță eu trebuie să cresc. Deci prima înmulțire, eu trebuie să cresc așa, da? Așa vine raglanul meu. Deci eu când lucrez, da? Vine în al doilea ochi de la înmulțirea anterioară. Da? A doua înmulțire, v-am arătat acum la spate, vine în primul ochi de la înmulțirea anterioară, pentru că eu trebuie să cresc în direcția aceasta. Puneți pauză și să vedeți că are logică, da? Mai reluați o dată. Apoi, după toată partea din spate, eu cresc de la înmulțirea anterioară în al doilea ochi, da? Pentru că eu merg așa. Deci aici merge așa și cresc în primul ochi de la înmulțirea anterioară, în partea aceasta merge înspre stânga și cresc în al doilea ochi. Acum, eu pentru că merg ultima înmulțire de la raglan, dacă nu mai am alte înmulțiri, pentru că eu am nevoie să se lărgească în partea aceasta, în partea dreaptă, da? Voi face înmulțirea în primul ochi de la înmulțirea anterioară de două, da? Este foarte logic dacă puțin vă gândiți în ce parte vin înmulțirile, da? Până acum, până în stadiul acesta, nu am avut nevoie de atât de multă gândire, pentru că aveam crețul de la mânecuță, da? Și își lua formă. Deci, am înmulțirea de la rândul anterior, în primul din cele două ochiuri, primul va fi înmulțire, da? Cu două piciorușe duble, ochi de lanț între ele, piciorușe scurte, mă scuzați, ochi de lanț între ele, în piciorușul scurt de la rândul anterior, iar al doilea va fi piciorul scurt normal. Eu aici trebuie să am 7, cred, număr acum, până la ultimele două din bată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cred că sunt 8, da? 8 sunt. Cred că 8 aveam și partea cealaltă. O să mai număr încă o dată ca să-mi iasă exact la fel, da? Iar acum eu o să fac gaica pentru nasturi aici, la capătul rândului. Știu că nu este întotdeauna cel mai recomandat sau așa, dar eu, mie acum așa îmi vine cel mai ușor să fac la capătul rândului. O să măsor și văd la câte rânduri fac, da? Cred că la 1, 2, 3, 4, cam la 4 rânduri, al 5-lea să fie găicuța de la nasture. Eu normal aici aveam
ochiul de lanț, da? Și lucram aici în piciorușul scurt. O să mai fac doar încă un ochi de lanț, da? Și lucrez un picioruș scurt în ultimul picioruș scurt, da? Nu am nevoie de o gaică foarte, foarte mare, pentru că năstureii mei, v-am arătat, sunt foarte mici, da? Am niște inimioare, am zis să continui tot cu albat, parcă puțin spre gri. Mă întorc. Aici trebuie să am grijă, da? La gaică, da? La gaică. Deci am ochiul de lanț de întoarcere. În primul picioruș scurt, un picioruș scurt. Apoi, în gaică, mai fac un picioruș scurt și un ochi de lanț. Și apoi continui în următorul picioruș scurt cu un picioruș scurt, da? Am cele două piciorușe scurte de la margine. Dumneavoastră faceți câte aveți nevoie, da? Eu vă zic câte am eu aici. Vă mai arăt încă o dată sensul pentru creșteri și apoi creștem până când avem pe linia aceasta de raglan 9 cm, iar pe rochița mea fiind de 0,3 luni, da, în tabel avem 30 de cm înălțime totală, eu până la partea de fustiță trebuie să am 10 cm, așa, da? Deci va fi minuscula a mea, dar vreau să vă explic tehnica. Dumneavoastră veți lucra pe ce mărime aveți nevoie, da? Deci, suntem la, o să lucrăm aici una până la creștere, două, trei, ups, 4, 5, 6, 7, 8 am până la creștere, da? Și ne uităm aici, urmează creșterea de la rândul anterior. Nu știu cum să pun să se vadă, se vede foarte bine, da? Deci eu aici am nevoie de creștere în această direcție, în partea stângă, da? O să încerc să vă fac un raglan aici, ca să vă dați seama în spațiu cum e. Deci vine practic pac, 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 așa, da? Să zicem că asta e fața, n-am pus eu chiar perfect, da? Eu merg de la invers, așa, da? De aici am început, așa mergem cu croșetatul. Eu am nevoie în partea aceasta acum să fac creștere, să adun ochiuri aici. Deci, prima creștere va fi în al doilea ochi de la creșterea anterioară, da? Al doilea. Apoi, mă duc, merg cu toate ochiurile de la mânecă și am nevoie eu de creștere pentru spate, deci spatele trebuie să lărgesc, da? Aici vom face în primul ochi. Să încerc să dau mai aproape puțin, așa, da? Deci, cum am început de aici, prima dată în al doilea ochi de la creșterea anterioară, acum la spate în primul ochi de la creșterea anterioară, la prima parte. Aici am nevoie să mă duc așa, da? Deci din nou voi face în al doilea ochi de la creșterea anterioară, da? Asta vă va ajuta la foarte multe modele, deci țineți cont de aceste explicații. Iar ultima creștere de la raglan, după ce lucrez eu toate ochiurile de la mânecă, da? Sunt așa, eu am nevoie să cresc ca aici, deci în primul ochi de la creșterea anterioară. Da? Am în al doilea, în primul, în al doilea, în primul. Asta este tot. Lucrând, vă veți da seama, lucrând rândurile, da? Deci, noi de unde am început? Am început de aici, da? Începem de aici lucrul, că mergem de la dreapta la stânga, întotdeauna la croșete, da? Prima dată avem creștere, în al doilea ochi de la creșterea anterioară.
Apoi, în primul loc de la creșterea anterioară, ca să lărgim spatele, da? Din nou, în al doilea ochi de la creșterea anterioară și în primul loc de la creșterea anterioară. Asta este tot ce trebuie să rețineți la foarte multe modele, da? Dacă aveți creștere de două ochiuri, vă va fi foarte, foarte simplu. Deci eu acum o să lucrez până când ajung aici. După cum v-am zis, nu are rost să vă mai țin mult cu explicațiile. Știu că poate uneori sunt obositoare, însă eu vreau să explic cât mai bine, să puteți să înțelegeți, da? Eu voi lucra până când ajung să am ori 9 cm la raglan aici, da? 9 cm aici la raglan, o să dau puțin mai mic, ori 10 cm de la gât până la partea de jos, da? Însă trebuie să ținem cont, să mă uit eu puțin aici pe tabelul de la, așa, B-ul, înălțimea la partea de sus, C-ul, circumferință bust împărțit la 2, deci partea de la spate, la mine, trebuie să fie 23 de centimetri. Dacă e puțin mai mică, nu are nicio problemă, oricum eu am năsturei, da? Stați așa să vă arăt. Deci eu lucrez până când am toată partea asta din spate, 23 de centimetri, da? Dacă lucrați corect și înmulțiți unde trebuie, vă va ajuta foarte mult. Cam așa arată drăguțenia mea până acum, am deja cei 10 centimetri aici. Aici am cam 21, da, spatele măsurat. Am cam 21 de centimetri, eu de acum voi uni. Acum, pentru măsurile mai mari, dacă doriți să faceți măsură mai mare, ori continuați cu volănașul, acum depinde cât de mare vă doriți volănașul, dar la o măsură mai mare, evident că trebuie un volănaș mai amplu, da? Continuați cu volănașul, ori puteți să vă opriți din făcut volănașul și mai lucrați aici în jos dacă aveți lățimea disponibilă, lățimea necesară, da, la spate, da? Dacă lățimea aceasta este suficientă, mai lucrați în jos până aveți partea de sus o treime din înălțimea totală a rochiței dumneavoastră, da? Eu am deja cei 10 cm, însă voi mai lucra câteva rânduri. Eu am deja două găurele la cum se numește? Ups. La năsturei, da, am deja două găci. O să am destul de multe, dumneavoastră depinde în funcție de cât de mari sunt năsturei pe care le aveți, da? Și voi lucra până la ajung la sub braț. Eu vreau să o fac, să-i dau puțină lărgime. Mie nu prea îmi place să adaug ochiuri la sub braț. Acum, dumneavoastră, dacă aveți volănașul prea mare sau vreți să vă opriți din crescut, trebuie să adăugați ochiuri aici la sub braț. Deci lucrez până când ajung la prima înmulțire. Da? Pe care o voi face, după cum v-am zis, aveam 21 de centimetri, eu acum voi face și înmulțirea de pe acest rând ca să pot să mai câștig cei 2 cm de care am nevoie, da? Unul va veni în partea aceasta și unul la a doua mânecă. Este foarte, foarte simplu, da? Deci, acum, prima dată noi înmulțim în al doilea ochi, da? Ținem minte lucrul acesta. Aici era înmulțirea mea de 2 ochi. În primul am lucrat piciorul normal, iar în al doilea voi face înmulțire. Piciorul scurt, ochi de lanț, piciorul scurt, ochi de lanț, da? Sar toate ochiurile de la mânecuță, da? Și ajung la partea de la spate, unde voi face, eu acum practic sunt pe dos, da? Va rămâne fața cu ultimul rând pe față la mânecuță, doar după acest lucru mă voi lua, da?
Acum, la spate, eu am nevoie de mulțire în primul ochi. Da? Văd unde este mulțirea. Acesta este primul ochi, acesta este al doilea ochi de la mulțire. În primul ochi, eu fac o înmulțire, da? Așa. Ochi de lanț și apoi merg tot spatele. Ups, am făcut două. Așa. Merg tot spatele cu modelul nostru. Acum se cunoaște foarte bine modelul, da? Este nici foarte aerisit, nici foarte bătut modelul. Un model mie mi se pare foarte, foarte simplu și ușor de urmărit. Lucrăm piciorul scurt în piciorușul scurt de la rândul anterior, ochi de lanț. Deasupra ochiului de lanț de la rândul anterior. Asta este tot ce facem la acest model. Nu uităm întotdeauna la începutul de rând să facem un ochi de lanț și apoi facem piciorușul scurt, primul în piciorușul scurt de la rândul anterior. Eu încerc tot să vă amintesc lucruri ca să fie destul de clar, da? Acum ne apropiem de capătul spatelui. Da? De acum trebuie să aveți doar grijă la rânduri unde vin făcute și găicile, da? Unde vin făcute și găurelele pentru nasturei. Apoi, după ce am ajuns aproape de capăt, vedem că avem înmulțirea. Aici am nevoie în această parte. Deci, primul ochi îl lucrez normal din înmulțirea de la rândul anterior, iar în al doilea voi face o înmulțire și așa am câștigat și al doilea centimetru. Dumneavoastră aici, dacă nu aveți suficientă lărgime la spate, trebuie să mai adăugați câțiva ochi pe care îi lucrați apoi pe rândul următor cu modelul, da? Voi sări toate ochiurile de la mânecă și mă duc la ultima înmulțire care trebuie să lucrez. Deci aceștia doi sunt ochii de la înmulțirea de la rândul anterior, trebuie să facă o înmulțire în primul ochi. Da? Stilul acesta de rochiță îl puteți lucra chiar cu orice punct croșetat. Eu nu am vrut să fie nici prea strâns, nici prea larg și am zis că să mă folosesc și de acest model, să vedeți cum se fac și creșterile la acest model, pentru că unde v-am explicat mostra, nu am specificat și acest lucru. Acum eu voi termina rândul până la capăt. Și voi mai face încă un rând, doar pe drept, da? Fără nicio mulțire, fără nicio da? Încheiem rândul cu piciorul scurt și un ochi de lanț ca să-l am, să nu uit să mă întorc, da? Rândul următor, pentru că eu am deja înălțimea de aici destul, rândul următor îl lucrez doar un rând tot pe drept și mă întorc cu rândul unde începem creșterile pentru partea de fustiță. După ce am lucrat și rândul acesta, arată cam așa, da, se vede deja cum se formează rochița noastră. Dumneavoastră, dacă nu aveți încă o treime din rochiță înălțimea, da, de la gât măsurată, mai lucrați câteva rânduri în jos. La măsurile mai mari, cu siguranță, veți avea nevoie de să lucrați mai multe rânduri în jos. Acum, aveți două opțiuni. Ori puneți aici parte peste parte și continuați toată partea de jos, roată cu rânduri dus întors, ori faceți exact ca și mine. Eu voi face rochița toată până jos descheiată ca să poată fi foarte, foarte ușor de îmbrăcat pentru orice bebelușă.
Asta înseamnă că o să fiu foarte atentă unde trebuie să fac în continuare găicile pentru nasturi. Și fac primele două ochiuri. Acesta este rândul de înmulțire, da? Primele două piciorușe scurte rămân pentru bată, da? Nu le fac nimic. Apoi, în fiecare picioruș scurt, voi face câte o înmulțire. V-am arătat cum asta înseamnă. În piciorușul scurt, de la rândul anterior, fac picioruș scurt, ochi de lanț, piciorușscurt. Eu vreau să o fac destul de creață, da? Și voi face în fiecare picioruș scurt câte o înmulțire, da? Tot rândul până când rămân cu ultimele două ochiuri de pe rând, pe care nu le înmulțesc pentru că sunt ochiurile mele din bată, da? Până rămân cu ultimele două piciorușe scurte. Deci, fac câte o înmulțire în fiecare ochi. Apoi, următorii 10 cm. Rochița aceasta va avea partea de jos foarte asemănătoare cu rochița Waves, cu fustița Waves, da? Care nu de mult am pus-o pe canal. După acest rând de înmulțiri, da? Având grijă ultimele două ochiuri să nu le înmulțesc, da? Pentru că sunt din bată. După acest rând lucrez 10 cm. Eu, dacă am 30 de cm în total, voi avea 10 cm, primul volănaș 10 cm, apoi al doilea volănaș din nou 10 cm. Apoi lucrez în jos toate rândurile până când am cei 10 cm de la creșterile acestea. Le lucrez cu modelul pur și simplu. Piciorul scurt, în piciorușul scurt de la rândul anterior, ochi de lanț, da? Fără să mai fac nimic, da? Asta este tot ce voi face. Eu o să lucrez tot acest rând și vă arăt puțin și din rândul următor. Am ajuns aproape de capătul rândului, vedeți ce drăguț arată așa, da? Am făcut înmulțiri. Acum, dacă ne uităm, mai am 3 piciorușe scurte, da? Eu ultimele două le folosesc la pată, deci mai am o înmulțire aici. Iar cele două ar trebui să le lucrez normal, da? Deci lucrăm ochi de lanț, piciorul scurt, ochi de lanț, piciorul scurt. Însă eu am gaica aici. Am decis să o fac la 4 rânduri. Deci lucrez 1, 2, 3 rânduri, iar al patrulea este gaica de la năsturel, da? Și am un ochi de lanț care l-aveam deja, mai fac un ochi de lanț, sar acest picioruș scurt și lucrez direct în ultimul picioruș scurt de pe rând, da? Așa este gaica la mine. Așa am făcut și până acum. Cu această ocazie vă mai arăt odată și acest lucru, da? Am făcut un ochi de lanț, m-am întors, piciorul scurt, ochi de lanț, piciorul scurt în gaică, ochi de lanț, iar apoi vedem că avem înmulțirile, lucrăm în fiecare piciorul scurt, un piciorul scurt și un ochi, urmat de un ochi de lanț, da? Acum urmărim piciorușele scurte, să lucrăm în fiecare, da? De acum toate rândurile până ajungem la jumătate de fustiță vor fi lucrate doar piciorul scurt în piciorușul scurt de la rândul anterior, urmat de un ochi de lanț. Asta este tot, da? Cu atenție ne uităm să nu sărim niciunul, ca să ne iasă rochița noastră destul de bufantă. Eu o să continui să lucrez și o să mă întorc. Cred că sunt pe dos acum sau pe față, nu știu. Pe dos lucrez, da? Eu o să continui să lucrez primii 10 cm, iar apoi
va fi o creștere exact la fel ca aici, da? Deci după ce am 10 cm, o jumătate din fustiță, mai fac o tură de creșteri exact în fiecare picioruș, exceptând ochiurile acestea două din margine, da? Deci ochiurile acestea două din margine nu le înmulțesc, două aici și două aici. În rest voi înmulți din nou tot, da? După ce am cei 10 cm de aici, dar sigur, cu siguranță mă voi întoarce să vă arăt. Cam așa arată drăgălășenia până acum, după ce am făcut prima parte de înmulțiri. Acum, partea a doua de înmulțiri este absolut la discreția dumneavoastră. Dacă doriți o faceți, dacă nu, nu. Puteți să continuați toată rochițica la atât de creață. Eu o să o fac, pentru că așa mi-am propus de la început. Am băgat puțin o andrea aici ca să vedeți unde vin năsturei, dar nu am apucat să-i cos, o să-i cos pe toți la final. Și acum vreau să vă arăt cum facem ca să fie rochița ceva mai bine definită. Eu am luat fir din altă bobină, ca să-mi fie mai simplu, să nu-l tai pe acesta de unde lucrez. Și o să mă duc pe rândul acesta, unde am făcut înmulțirile, vedeți că se cunosc găurelele, și o să fac piciorușe alunecate în felul următor. O să iau firul meu așa, încep să fac un ochi, ca și cum aș face un ochi de lanț începutul, bag firul pe dedesubt. Vedeți, la mine e fix la găurică rândul acela cu o mulțire, da? Suntem pe fața lucrului. O să trec de găurică, nu fac peste găurică, peste gaică, da? Bag firul pe dedesubt, bag croșeta pe dedesubt, trag bucla pe care am făcut-o, da? O să las firul pe dos. Și o să fac ochi alunecați. Țin eu firul așa. O să fac ochi alunecați. Țin puțin de capătul firului ca să nu mi se lărgească. În felul următor, în fiecare spațiu, bag croșeta, iau firul de pe dos, îl trec pe față și îl trec prin ochiul ce îl aveam pe croșetă, da? Așa o să fac în fiecare spațiu pe acest rând. Da, urmăriți doar să fiți pe același rând. Asta ne va ajuta să facem aici un rând care mai strânge puțin și definește mai bine partea de sus de partea cu înmulțiri, da? Deci, bag croșetul în următorul spațiu, iau firul de pe dos, îl scot pe față, îl trec pe bucla ce o aveam pe croșet, da? Bag croșetul, iau firul, îl trec. Asta este tot ce facem, da? O să fac așa tot rândul. Încerc să focalizez mai bine, da? Se vede cum se așează puțin, da? Se mai strânge. Este destul de creață rochița noastră, dar fiind pentru o dolofănică mică, chiar îmi doresc să arate perfect, da? Deci eu voi continua așa până la capătul rândului. Asta este tot ce fac până în capăt, da? O să, când termin cu rochița, o să vă arăt cum se vede și finalul. Văd că nu focalizează foarte bine, e puțin cam târziu acum, da? Vom face așa un singur rând.
doar aici. Iar dacă alegeți, ca și mine, să faceți și a doilea rând de înmulțiri, da, a doua tură de înmulțiri pentru rochiță, vă mai arăt o dată cum se fac înmulțirile. Am făcut ochiul de lanț, întorc rândul, da? Primele două de la capătul rândului le lucrez normal, apoi fac o înmulțire în următorul. Înmulțire înseamnă piciorul scurt, ochi de lanț, piciorul scurt, ochi de lanț, în toate în același, da? În fiecare voi face așa o înmulțire. În fiecare piciorul scurt de la rândul anterior fac o înmulțire. Piciorul scurt, ochi de lanț, piciorul scurt, ochi de lanț. Da? Voi face așa și voi avea același efect ca și la înmulțirea de aici. Apoi, după ce termin și toată partea aceasta, voi face și aici exact același lucru ce l-am făcut aici. Da? Rândul acesta de ochi de alunecați, da? Ca să îmi definească și să îmi încrețească mai bine rochița. Eu acum o să continui, văd că nu focalizează foarte bine și o să reiau puțin când va fi cu totul gata, da? Asta este tot ce voiam să vă mai arăt. Pur și simplu de acum mai lucrez încă atâtea rânduri câte am avut și aici. Nu le-am numărat încă, o să le număr, dar tot 10 cm, da? Pentru măsura mea. Acum dumneavoastră împărțiți măsura totală și vedeți de cât centimetri aveți nevoie. Spor la treabă, revin! Între timp m-am răzgândit, așa e în procesul de creație. Normal, a mea acum are cam 25 de centimetri, da? Deci am făcut abia puțin mai puțin de jumătate din cât doream să fac. Ce faci, Pisi? Îi place și lui Pisi. Da. În procesul de creație ne mai răzgândim. Mi s-a părut că arată foarte, foarte drăguț și așa. Dacă vreți să o faceți în acest fel, faceți partea aceasta mai mare, da? Și faceți volănașul de jos, cum l-am făcut eu aici, mai mititel. Sper că vă place și acest model. Eu doar ce am cusut năsturei, vedeți, mititei albi, inimioare, i-am făcut destul de deși, da? Ca să... îmi place foarte mult locul acesta cu mulți năsturei. Mergeau foarte bine și niște năsturei din aceea dacă aveați ca perluțele, dacă o faceți albă. Bineînțeles că puteți să faceți orice culoare doriți. Eu sper din suflet că vă va plăcea și că o veți lucra alături de mine. Deci puteți să vă închipuiți cum era dacă îi făceam partea aceasta la fel cât partea aceasta, da? Era semăna puțin cu cealaltă, cu fustița Waves pe care am făcut-o. Mitsiki, da, Mitsiki vrea și ea să apară în video și vă salută. Vă mulțumesc pentru toate comentariile frumoase și vă rog din suflet în comentarii să-mi scrieți ce ați mai dori să lucrez. Rochița aceasta va rămâne la mine, probabil pentru păpușica fetiței mele. Vă sfătuiesc să lucrați partea aceasta mai mare dacă vreți să rămână acest model. Dacă nu, lucrați în continuare până aveți înălțimea totală dorită, da? Mie mi-ar mai fi trebuit vreo 5 cm. Așa, pentru o bebelușă micuță, vine și aceasta. Eu v-am zis că o să rămână pentru păpușelele fetiței mele.
Da? Spor în toate! Mulțumesc frumos!